Perioada aceasta e foarte încărcată, într-adevăr, și văd asta și în cabinet, văd la pacientele mele, devine din ce în ce mai greu să ne concentrăm pe a ne pregăti mesele în avans, pe a avea puțin control. Sunt Ioana Stavrositu și am un copilaș de 3 ani. Perioada aceasta pentru mine este deosebit de aglomerată datorită faptului că, dincolo de faptul că am de pregătit cadouri, de făcut planuri despre ce vom pune pe masă în perioada sărbătorilor, este încărcată pentru că ne gândim atât la familie, cât și la taskurile pe care le mai avem de îndeplinit la job până la sfârșitul anului. Ne gândim la ce vom avea de pregătit pentru Crăciun. Focusul ne-l putem lua în momentul în care realizăm că oricum va urma o perioadă cu destul de multe excepții și da, e important să ne bucurăm și de sărmăluța tradițională făcută de mama, care poate are mai multă grăsime decât ne-am dori, și de cozonacul de care ne amintim din copilăria noastră făcut de bunica. Eu sfătuiesc pacientele mele să facă ceea ce am resimțit și eu pe corpul meu că funcționează în această perioadă, respectiv să ne pregătim puțin corpul de asaltul de alimente care va urma. Astfel, poate chiar un detox în această perioadă nu este o idee deloc rea, astfel încât organismul să înceapă o regenerare celulară, să se pregătească metabolic de ceea ce va urma în momentul în care deja se aliniază la masă sărmăluța, caltaboșul, lebărul, salata beaufa, ouăle umplute și, bineînțeles, și cozonaci. Fiera în sine înseamnă eliminarea unor grupe mari alimentare. Baza detoxului, bineînțeles, sunt fructele și legumele. Nu putem să ținem o dietă de detox pe perioade lungi. Nu sfătuiesc să se facă acest lucru pentru că poate avea un impact mai degrabă apoi negativ decât pozitiv, dar pe o perioadă scurtă, pe câteva zile, este chiar un lucru benefic. Încă un aspect asupra căruia aș atrage atenția este că detoxul și consumul la începutul acestuia doar de fructe și legume nu înseamnă să mâncăm doar alimente pasate sau smoothie-uri sau fresh-uri. Putem la fel de bine să mâncăm un ghiveș de legume, de exemplu, sau o supă cremă. Putem să ronțăim poate niște sticks-uri de legume. Important este doar să menținem baza lui, adică componentele și grupele alimentare la care ne-am gândit de la început. Ce aș putea să mai precizez este că și postul în sine este o formă de detox. Toxifiere. Practic, este o eliminare, cum spuneam, a unor grupe mari alimentare, respectiv a grupelor de alimente care vin de la animal. Astfel avem carne, avem lactatele, avem ouăle, care sunt eliminate pe o perioadă de timp, deci practic și postul în sine este o variantă de detoxifiere.